Ultimul spițer din România creează leacuri din plante la Brăila și l-am vizitat și am descoperit o poveste fabuloasă. Toată viața a călcat pe urmele unui celebru farmacist Faltis și în laboratoarele farmaciei sale creează din plante tot soiul de creme, loțiuni și tincturi. Podul farmaciei este tixit cu plante care stau la uscat. Peste 300 de medici din întreaga țară sunt conectați la farmacia cu leacuri din natură, ne spune Ion Bobaru însuși, spițerul despre care vă povestesc. Iar aceștia își creează propriile branduri din plantele culese chiar de farmacist din mai multe zone ale țării. Centrul istoric al Brăilei. Aici, într-o clădire de patrimoniu, funcționează încă din 1894 o farmacie cu aromă de plante medicinale. Din 1992, afacerea a fost preluată de la familia fondatoare Faltis de farmacistul de viță veche, Ion Bobaru. Suntem în sanctuarul plantelor medicinale, din care obțineți niște medicamente cum rar se mai întâlnesc în România. Să luăm cu începutul dumneavoastră, de formație sunteți agronom. Da, este adevărat că sunt legat de plantele medicinale prin prima mea dragoste în meserie, cea de agronom. Am terminat acum aproape 50 de ani facultatea de farmacie și visul meu a fost că având cei 7 ani de acasă, între ghilimele, în domeniul agricol, să implementez ceea ce am învățat la liceu agricol, viața plantelor medicinale, presupunând însămânțare, cultivare, îngrijire, recoltare, uscare și apoi procesare, care este o activitate specifică farmaciei. Ați făcut și farmacia după aceea. Am făcut și farmacia, bineînțeles. Sunt alți producători care procesează plantele medicinale, dar la scală industrială, la mine plantele medicinale le prelucrez tip manufactură, lucrez cu 40 de plante medicinale, dintre care o parte în grădina proprie, de lângă farmacie, mai am o grădină cu plante medicinale la Lepșa. Am o colaborare de parteneriat cu Grădina Botanică de la Galați pentru echinacea, care este o plantă de top pentru creșterea imunității, iar restul plantelor medicinale le recoltez din flora spontană. În grădina din spatele farmaciei se află parte din plantele care ajung în sute de preparate. După mine e cea mai valoroasă plantă asta. Saschiu? Saschiu asta. Asta e o dovadă că plantele medicinale la început au valoarea lor. Există un medicament de sinteză, se numește vincamina, care se folosește în infarctul cerebral, în bolile astea, infarctul miocardic, în care se recomandă ca atrofic cerebral și cardiac să recomandă medicii vincamina. Ori la început vincamina s-a izolat din ea se numește vinca minoris din saschiu. Odată pe la anii 1910-1920, când s-a dezvoltat sinteza de medicamente, ei au descoperit formula chimică și îl fac prin sinteză. Grădina cu plante de lac conține zeci de specii, printre care și ginkgo biloba. Din cei doi copaci vă procurați? Da, cei doi copaci care au 10 ani, iar mai am 2-3 care au 4-5 ani, îmi asigură necesarul de frunze pentru un an de zile. Recoltarea frunzelor o fac eșalonat, începând cu sfârșitul lunii iulie, până când dă bruma de toamnă. Asta depinde cam prin luna octombrie. Și voi culege cu colectivul farmaciei, voi culege frunză cu frunză. Aici
o să vă arăt locul unde uscăm noi marea majoritate a plantelor medicinale, care de obicei le recoltăm vara. Plante medicinale cu frunze, tulpini și flori. Este un spațiu generos, după cum vedeți, în care sunt îndeplinite condițiile esențiale de uscare a plantelor medicinale. În primul rând, sunt curenți de aer prin acele ferestre. De asemenea, este o izolare în care temperatura nu trebuie să depășească 40-45 de grade. Ce avem aici? Aici avem saschiu, care l-am recoltat din grădină acum 2 zile și timp de o săptămână, și scrie acolo saschiu mai 2021. Aici la fel? Aici tot saschiu. Saschiu mai 2021. A. De unde procurați materia asta primă? Întrebarea este foarte bună, pentru că de obicei toamna avem mergem prin satele din jurul Brăilei, în care luăm tescovină de la localnicii care au hibrizi producători, via hibrizi producători, pentru că nu folosim semințele de la soiurile nobile, pentru că acelea au foarte multe tratamente fitosanitare pentru combaterea manei, făinării, sunt până la 10 tratamente. În schimb, omul de la țară cu hibrizi producători nu tratează cu nimic. Odată procurată, tescovina trece printr-un lung proces de preparare. Aici este tescovina brută. Cum o procesați? Ce faceți din ea? Asta în prima fază... Extrageți sâmburii sau cum? Asta este tescovina în care pulpa de la struguri, în care ea a fost spălată, uscată, urmează să o mai... Să o separăm de ciorchini ăștia, o prăjim la 160 de grade și pe urmă o măcinăm și o ambalăm în flacoane la 150 de grame. Dar cum ajungeți la forma aceea? Separăm semințele, avem niște site. Tescovina asta, când o bagi la presă, e un amestec de pulpă și de semințe. Și acum separăm semințele de pulpă, semințele le măcinăm și pulpa asta, că e fără semințe asta, și asta se prăjește și are un gust foarte plăcut. A rămas aici. Rămân doar semințele. Asta nu mai semințe. Aici este tezaurul cu plante al farmaciei, 40 de plante în total. Domnule farmacist, ia să vedem ce avem aici. Cicoare. Da, aici este depozitul în care păstrăm plante. După ce am uscat plantele medicinale în pot, venim și în acest depozit pe unele le măcinăm, pe unele le-am lăsat întregi, urmând ca în etape succesive să le transformăm în produsul finit, tincturi, vinuri și ceaiuri. Ați și investit foarte mult în Nu poți să faci performanță folosind aparatură empirică, aparatură veche. Avem tehnologie de ultima generație. Aceasta este un complex semi-automat de decăpăcire și căpăcire și umplere a capsulelor gelatinoase. Aici este un aparat pentru turna supozitoare. Aici este un mojar mecanic și plus mai avem un aparat pentru obținerea de extracte și de asemenea un aparat timatic pentru obținerea de tincturi.
Pentru uscarea rădăcinoaselor, dar și a scoarțelor de copaci, spițerul Brăilean folosește un aparat performant. Aici avem o moară pentru măcinat, pentru obținerea de pulberi filme. Medicamentele se absorb foarte mult mai bine din tubul digestiv dacă sunt fiind pulverizate. Aceasta este o moară foarte performantă. Acum avem la această masă de receptură colectivul farmaciei care procesează o parte din plantele sub formă de ceaie. Avem ceai de saschiu, ceai de gingo biloba, ceai de crețișoară, de coada calului, de echinacea, de gingo biloba. După cum observați, este o operațiune destul de migoloasă, pentru că noi luăm și punem în pungulițe numai frunzele sănătoase, neatacate de boli și de unători, nemucegăite, un lucru care rar se întâlnește în cazul unei procesări a plantelor sub formă pulverizată. Să știți că eu și nu numai eu, colectivul farmacie și asumă o mare responsabilitate și răspund în fața tuturor sesizărilor din partea bolnavilor, care de cele mai multe ori sunt subiective. Așa, un medicament eliberat într-o farmacie, dar preparat de un producător din țară și de străinătate, farmacistul nu prea are o mare responsabilitate asupra reacțiilor adverse, care sunt inevitabile, pentru că el și nici bolnavul nu are atâta îndrăzneală să se adreseze unei farmacii că medicamentul X i-a făcut lui o reacție adversă. Da, aici contactul este aici, direct. Sigur, aici orice reacție, el mănâncă puțin pielea sau strănută sau are un pusiu diareic, pune totul pe seama preparatului nostru. Acum vin și vă întreb, pentru că vindeți astfel de preparate, ele sunt brevetate, cum intră pe piață? Ele nu necesită o brevetare, pentru că există o brevetare numai dacă ele ar fi înregistrate ca medicamente. Ele, noi le-am încadrat în suplimente terapeutice și preparatele făcute în farmacie, legislația în vigoare ne permite să facem aceste suplimente terapeutice fără a fi nevoie de o brevetare. An de an, pe lângă miile de comenzi din țară venite de la Iași, Cluj sau Timișoara, mixurile din plante obținute la Brăila ajung și în Canada, Italia și chiar Statele Unite, la românii stabiliți acolo.